dimineața, domnule! Bună dimineața! Vești bune și astăzi, o combinație fericită între soare, lună și mercur. Și atunci, suntem atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru, observăm multe și înțelegem și mai multe. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec. Aflați lucruri interesante sau importante pentru voi într-un mod întâmplător, în urma unei discuții pornite de la o temă banală. Veți observa că lucrurile merg mai ușor în doi astăzi și poate că vă veți și schimba starea de spirit. Vă luați o piatră de pe inimă. Taur. Cumpărături diverse, pentru casă sau pentru copii. Nu valoarea contează, ci bucuria pe care o faceți celorlalți. La fel de bine însă ar putea fi vorba despre un cadou cu valoare simbolică pe care să-l oferiți ființei care v-a furat inima. Gemeni. Bucurie pentru un semn de viață, eventual și o atenție din partea cuiva care vă apreciază sau ar avea pentru ce să vă mulțumească. Vă hotărâți poate să renunțați la un obicei despre care știți că nu vă este favorabil? Luați o hotărâre care să vă apropie de un succes, de o țintă. Rac. Evaluați acum rezultatele și efectele unei alegeri pe care ați făcut-o recent. Veți simți dacă merită investiția afectivă pe care ați făcut-o. Gândiți poate să reluați legătura cu prieteni cu care nu ați mai reușit să vă întâlniți în ultima perioadă, de diverse motive. Leu. Continuă să vină vești bune, însoțite poate de data aceasta și de un act oficial, de o ofertă scrisă și ștampilată. Ar putea să vă intre chiar astăzi în cont niște bani și să vă intrați repede în rol, în proiect. Veți arăta de ce anume sunteți capabili. Fecioară. O zi animată pentru voi. Se cer rezolvate tot felul de chestiuni oficiale. Sunteți invitați la o discuție sau la un interviu, dacă ați aplicat recent pentru un post. Subtilă schimbare interioară. Veți fi mai siguri pe farmecul vostru, pe potențialul de care dispuneți. Balanță. Dor de peisaje frumoase, de locuri îndepărtate, de oameni dragi sufletului vostru pe care îi vedeți totuși destul de rar. Se pare însă că nu vă veți pierde concentrarea asupra proiectelor aflate în desfășurare, mai ales acum că sunteți aproape de a vă atinge un obiectiv. Scorpion. Rezultate recente vorbesc în favoarea voastră. Este un moment favorabil pentru o schimbare în carieră, o avansare chiar. Eventual, absolvenților li se acordă la încredere în această perioadă. Nu se mai pune atât de mare preț pe experiența anterioară. Săgetător. Urmează o perioadă în care veți ieși în evidență chiar fără să vreți. Primiți laude, vi se fac observații ce au rolul de a vă sprijini, orienta, stimula. Împăcare, dacă este cazul, cu ființa iubită. Și veți merge mai departe amândoi, fără regrete, doar cu speranțe. Capricorn. Finalizări în timp util, pe ultima sută de metri eventual, și veți resufla apoi ușurați. Veți lua la cunoștință cu interes despre o ofertă de studii, nu neapărat de lungă durată, însă prenumele organizatorului reprezintă o garanție și o oportunitate pentru voi. Vărsător. Aflați poate că se deblochează o situație, că schimbări recente se răsfrâng pozitiv asupra voastră. Ar trebui să profitați de fiecare zi dacă v-ați propus să vă lansați într-o afacere și ar trebui să începeți să vă prezentați oferta, produsele, experiența, paturile față de concurență. Pești. Emoții mari în fața unei persoane pe care o întâlniți acum într-o altă postură, într-o altă lumină. Vă veți convinge cât de curând, în ce măsură vă împărtășește sentimentele, dar și preferințele, interesele, pasiunile. Să avem o zi bună! Mulțumim foarte mult, domnule Raymond!